Bine ați venit la un nou episod cu o mașină modificată din fabrică, ca să zic așa. Aici noi suntem la partea de mașini modificate, ca să nu uitați la ce parte a emisiunii Stax vă uitați. Sunt alături de Mihai, care Salut. A scos chestia asta pentru noi pe vremea asta nasoală. Se și capotează, deci nu e panică. Are și remorcă, ca să aibă portbagaj, dar discutăm și despre lucrurile astea după aia. De ce zic că mașina e modificată din fabrică? Pentru că pot să fac pariu că mulți dintre voi nu știați ce mașină e. Și pentru că tot a fost o glumă cu PT Cruiser-ul și am ținut gluma aia cu PT Cruiser-ul la infinit, am zis hai să aducem un PT Cruiser, dar alt fel de PT Cruiser, care arată așa din fabrică. Bine, avea o bară în față, are niște mici modificări, de care o să ne povestească proprietarul, că știe mai multe despre mașină decât știu eu. E probabil, nu știu, văzând mașina și omul, nu vi se pare că e pasionat, dar eu vă garantez că e mega pasionat și că îl știu de foarte multă vreme și că a avut ceva mașini modificate și are experiență și poate să ne povestească foarte multe lucruri interesante. De aia începem cu începutul. Prima mașină modificată. Baru Impreza STI. Te întrerup și te contrazic. Opel Astra Bertone Turbo. Că așa ne-am cunoscut, omul avea un Opel Astra Bertone Turbo cu suspensie reglabilă. Așa, bun. Subaru Impreza, ok. Subaru Impreza. Acum, cred că prima mașină la care pui cu adevărat pasiune și o modifici, îți rămâne, cumva. Și e foarte important, cred eu, să fi dat rezultate mașina aia în modificările care le-ai făcut. Ok. Că dacă nu a dat și dacă o aduci mai rău decât ai luat-o, în mod sigur nu duce pasiunea mai departe. Și am avut noroc că mașina era super modificabilă la vremea respectivă și cred că și acum, cred că jumate din eBay sunt piese de Subaru VRX STI. Dar cu fiabilitatea cum stătea? Cu fiabilitatea țin minte că atunci era un război așa între Subaru și Mitsubishi. Da. Da? Subaru stătea foarte bine pe partea de transmisie și Mitsubishi stătea foarte bine pe partea de motor. La Mitsubishi se stricau transmisiile, la Subaru se stricau motoarele. Evident, am stricat două motoare, trei. Trei motoare am stricat și eu, nici o transmisie. Deci a fost ok. La vremea respectivă chiar părea o mașină rapidă. Acum cred că foarte puțin în lume își mai aduce aminte, dar 300 de cai din 2 litri atunci era, de fabrică, era o mare inginerie. N-am plecat cu multe mașini 4x4 de pe loc, dar Subaru Impreza VRX STI stock mi-a rupt cap. Da, plecările... Plecarea mi-a rupt cap. Dacă întrebai pe cineva atunci... Câți cai are mașina asta când îi plecai de pe... Nu, are 5-6 de cai. Da, da, da. Și avea 265 de fabrică. Exact. Plecarea și schimbatul de trepte și sunetul diferențialilor când... stai mă, te rog eu că se rupe. De brere, exact. Așa face ea, așa trebuie să meargă. Bum! Da, Doamne ferește, deci Subaru, da, e ceva fantastic. După Subaru? După Subaru am avut un Ford Mustang. Ok. Model 2010, cred. Pe care la fel... L-am stricat de 2-3 ori, până am ajuns la o variantă care chiar funcționa, cu compresor. Ce motorizare era? Era GT500 el de fabrică și avea un compresor de fabrică. Noi după aceea l-am făcut biturbo, din compresorul ăla n-a fost o variantă chiar fiabilă și am pus un compresor mai mare decât cel de fabrică. Foarte mișto mașina și la vremea respectivă, chiar la mod așa, mi-a plăcut foarte mult. Și de aici am ajuns în partea de mașini americane. Ok. Care... ce să zic, frumoase pe afară și foarte urâte înăuntru. Asta era clar. Nu pun accent ei pe finisajele astea europene. Poate în ultimul timp văd că am început să pună și au fost niște surprize la un moment dat.
nu știu, ultimul Corvette a fost chiar foarte mișto, mă rog, ultimul ăsta e C8, dar C7-le dinainte chiar a fost o revoluție. Și performant și la preț bun. Și la preț bun și cu interioare absolut, absolut mișto. Bun, deci te-ai dus spre mașinile americane, ai avut Mustang, de la Mustang? Corvette. Corvette, ok. Corvette C5, apoi C6. Am mai avut un Saturn Sky, dacă știi, Opel GT. Nu știu. A, da, bravo. Așa da, e Apple varianta GT, americană, da, bravo, a Opelului da, GT. Da, 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 care da, da. Tot așa, o mașină foarte fun. Dar, da, Corvette-ul chiar mi-a plăcut. Adică performanță la preț, la foarte, preț decent. La un preț foarte bun. Dar, culmea, nu mă așteptam de la americani să facă performanță. Da, da, adică, exact. Mașină foarte ușoară și cred că despre asta a fost vorba, cu cai relativ mulți, dar ușoară. Bun, deci de acolo și de la Corvette și de la Mustang și te-ai dus pe mașinile americane și ai ajuns la asta, nu? Și ai mai experimentat până ai ajuns la asta. Da, am mai experimentat. Am avut Lamborghini, am avut Ferrari. Ok. Fiabile? Mă, la cât am mers eu cu ele, da, n-a fost o problemă foarte mare așa în general, dar au fost mașini luate din pasiune și nu știu cum să spun eu, nu din putere financiară. Și automat mergeai cu frică cu ele. Mă, dacă se strică ceva, dacă mă lovește la pe stradă, adică aveai mereu teama asta că se va întâmpla ceva cu mașina ta care nu ți-o permiți. Ți-ai luat-o doar că îți place de ea. Facem sacrificii exact, pentru că exact. Suntem pasionați. Eu le mai explic oamenilor că, domne, ai Toyota V8 cu tare. Bă, frate, fac niște sacrificii să am mașina aia pentru că asta e plăcerea mea. Cum voi aveți plăcerea de a merge la pescuit și investiți 20.000 de euro în scule de pescuit și eu n-am să înțeleg niciodată cum poți să stai așa nemișcat, să te relaxezi uitându-te la o plută în apă, dar e, nu judec, nu, e fiecare să facă ce vrea cu banii lui, dar sunt oameni, de asta spun, Mihai face parte din categoria oamenilor pasionați cu mașini scumpe, da? Pentru noi, na, să zicem așa, oamenii de rând, sunt destul de scumpe, dar nu este ideea aia de mi-am luat un Lamborghini, dar habar n-am, nu știu ce e, de ce e, cum e, l-am luat doar că e Lamborghini exact. Și se vede bine pe stradă și își fac fetele poze și agăț și cu tare. Sunt diverse motive. Sau să arăt statutul social, că vezi, doamne, stau la bloc, dar am Lamborghini. Da, clar. Erau niște mașini cu care, cel puțin eu, nu le foloseam la adevărată lor valoare, pentru că ți-era mai frică că se va întâmpla ceva. Oricum, și nu puteai să ai fanul cu care îl aveai cu o mașină mai ieftină, accesibilă și cu care puteai să nu-ți fie frică că o să se strice ceva și, mă rog, nu-ți permis să o repari. Ai avut și Viper? Am avut și Viper. Chiar ultimul Viper. Viper-ul a început în aceeași perioadă, el ca și concept, în aceeași perioadă cu mașina asta. Cu Plymouth Prowler. 97-98, să zicem, ani. Da, exact. Din același concern auto. Chrysler le-a făcut pe ambele. Chrysler deține Dodge și deținea și atunci Dodge. Și Chrysler le-a făcut pe ambele. Împart multe chestii ele așa între, cu toate că Viper-ul a avut un succes mult mai mare decât mașina asta. Viper-ul a avut un succes mai mare pentru că o mare parte din construcția lui și a motorului nu a fost de concepție Chrysler. Okay. Pentru cine nu știe, motorul de Viper este un motor modificat de BMW la vremea respectivă. Da? A ajuns la 8 litri atunci, modificarea aia a fost despre niște mașini de circuit de-a lui BMW, V10-l ăla, și au avut succes, au avut cum să-l pună pe mașina aia. I s-a spus și de Widowmaker la vremea respectivă, pentru că n-avea absolut niciun sistem de siguranță, nici ultimul Viper nu a avut niciun sistem de siguranță, SP, ABS și așa mai departe, și cumva s-a dus și spre mașina asta, care la fel nu a venit la vremea respectivă nici cu ABS, nici cu SP. Cu toate că existau. Cu toate că existau și erau implementate. Nu era o chestie așa, wow. Probabil acum nu s-ar mai putea lansa așa ceva, pentru că sunt obligatorii. Da, bineînțeles. După Viper, da, într-un fel am avut un Ferrari între timp. Și... Oricum, mașina asta nu este în locul unui supercar. Absolut. Cum ai ajuns tu la mașina asta? Eu asta sunt foarte curios. Cum știi cum am ajuns la mașina asta? Era numărul 99 la gume turbo. Dacă cineva se mai nu mai țin acum, minte da. Gumele. Adică țin minte gumele turbo, dar nu mai țin minte surpriza cu asta. Era numărul 99, erau 100 ele în total, sau 101, nu mai știu, mi se pare că era 101, dar numărul 99 era mașina asta și era galbenă. Da. La vremea aia. Nu știu, și mi-a rămas în minte așa și când ieșeau afară băieții cu mașinuțele, țin minte că aveam un prieten care avea exact asta și
MOV. MOV. Și cum ne jucam noi acolo, mă, nu... Nu știu, ăla nu scotea să-i joace cu ea, doar ne-o arăta așa, ia uite, na, cred că mi-a rămas, pe cuvânt meu, cred că mi-a rămas. Dacă ți-o dădea să te joci cu ea, nu mai cumpărai acum, gomiș. Băi, zi, am luat-o, băi. Am luat-o, da. Oam! Nu mai știu, prietene, oam, cum te cheamă, dar oam realitatea acum, să știi. Cum ar fi, mă, să dea coment la YouTube să zică, oam și eu, încă oam, e țiplă, n-are nicio zgrietură. Bun, povestește-ne cu achiziția și cu mai ajuns proprietar. O vânez de ceva timp mașina asta. Da. Am mai văzut una, două, trei, am mai văzut în ultimii 7 ani. Vreuna în România? Sunt, da, știu că văzut sunt una în România, una, țin minte, albă, era revopsită. Ceva. Mă rog, nu corespundea cu ce căutam eu. Am mai văzut una în Bulgaria, una galbenă, iarăși nu a corespuns cu ce căutam eu. Asta se întâmplă acum vreo 5 ani. Și de atunci am cam abandonat ideea asta pentru că creșteau prețurile. Adică la ce te uitai costa așa și acum după niște ani costau dublu. Ca, na, da. Cum se întâmplă, exact. Să zic așa, acum se dublează ele prețurile așa, da. Peste noapte. Și am văzut pe Discovery, cred că pe la începutul anului, nu știu, pe la după 12 noapte. Tot pe Discovery, după 12 noapte, tot Discovery, ca să știți. Nu e altceva. Și am văzut un episod despre chip fus. Da. Nu mai știu în ce context era. Cine s-a uitat la Discovery așa mai prin anii 2000 știe despre chip fus. Da. A fost un mare designer. Și am văzut un episod despre chip fus și am văzut că prototipul acestei mașini a fost dezvoltat de el cu o echipă la o universitate. Cred că North Carolina. Sper să nu spun tâmpenii. Mă rog, e irelevant. Da. Și mi-am adus aminte de ea. Și am început așa, ia mă, mobile din nou, m-am măripilat ce prețuri erau. Și am zis, hai mă, că o să fac un efort. Și, pentru cine nu știe, mașina asta nu are portbagaj, sau are un portbagaj în care ți pui lucrurile așa ca în raft. Îți pui două tricouri lângă, exact, nu, n-ai cum să duci. Nu poți pui trei, două. Și a fost lansată cu o remorcă care mimează spatele mașinii. Probabil că o să pună Daniel. Da, poză, o să punem aici. Marius, pui poză, Marius. Marius, pui. Nu pui poze? Vă arăt eu, mă, vă dau eu pe WhatsApp, îmi scris, vă dau. Și foarte puține de vânzare cu remorca aia, care mi s-a părut foarte cool să o ai și pe aia. Și mie mi se pare foarte cool. Așa, și am zis, nu, că vreau neapărat cu remorca aia. Și tot scrollând așa, am găsit-o pe aceasta în Estonia. Estonia, o țară la capătul lumii. Care mie mi se părea că e aproape așa, dar n-a fost aproape, a fost la 11 ore de zbor cu avionul din 3 escale, nu știu, n-am idee. Și de la cine am luat-o? Un, hai să zicem, nene. Un nene. Care generic, nene. Da, care o cumpărase de nouă. Mașina este din 1999. Un an bun. Un an bun. Pentru mașini, că și-a mea-o din nou. Da. Nu e, deci, e țipă. Când se făceau mașini. O cumpărase de nouă și eu am luat-o la 11.000 de kilometri. Acești 11.000 de kilometri au reprezentat un drum în Spania și înapoi pentru el. Și atât. S-a plimbat-o? Da. A luat-o, s-a spus în Spania. S-a întors înapoi. Chestia care mi s-a părut incredibilă. Adică, ok, am mai văzut mașini cu puțin kilometri. Mă, da, îi făceai urcându-te în ea, ducându-te seara la, la terasă, terasă și la restaurant, înapoi. Da, corect, da. Nu, reprezentând un drum și gata. L-ai băgat înăuntru și asta pac, a fost. La revedere. Da. Și fiind primul proprietar, avea absolut tot cu ce a venit mașină. Avea geacă cu prowler, căciulă cu prowler, cană cu prowler. Remorcă cu prowler. Remorca de la prowler, evident. Toate chestiile tot cu care a venit mașina, efectiv puse în ea. M-a entuziasmat treaba așa. Eram și citind despre ea înainte. Că ok, din poze și probabil cum o vedeți și în spate arată incredibil, dar citind despre ea înainte, te desumflă. Te desumflă, cred, pentru că odată e o mașină care e din 1999 totuși, nu știu ce, dacă nu știți ce mașină era în 99, era pune Golf, poze, pune Golf 4, da. Na, mă rog. Și mai ales mașini americane, adică în 1999 nu exista vreo mașină icon așa americană, poate Viper-ul într-adevăr. Da, da, da. Viper-ul și cu Corvette-ul, dar în rest erau niște chestii oribile. Iar acest concern Chrysler care a făcut mașina asta făcea niște minivanuri, făcea Dodge Neon, cred că se chema o chestie mică cu patru uși oribilă, și mai făcea un Chrysler 300C sau o chestie de genul ăsta, foarte, foarte nasoală și absolut banal.
cum s-au gândit ei să lanseze mașina asta, cred că a fost o surpriză pentru toată lumea atunci. LSD, cred. Da, exact. LSD, exact. Cred că se... Da. Adică, era, știi ce zic? Mulți era... și pictori și folosesc. Știi ce? Era începutul cocainei, așa sfârșitul LSD-ului atunci în anii aia. Cred că asta... Au luat și s-a... Bă, nu e rău. Nu e rău. Nu, nu e rău. Și nu e rău nici acum. Adică... Nu e logic ce s-a întâmplat. Nu e... Normal. Reacțiile care le generează mașina acum, când spui că din 1999, nu. Adică cum are 22 de ani? Păi pare de acum. Pare de ieri. Exact. Ieri. Pare o reitinerare a unui hot road făcut modern, ieri, da, fără nicio problemă. Dar nu cred că a mai produs nimeni. Gen, n-a mai produs un nimeni? Hot road restilizat. Știi că ea e spatele de hot road, fața, roțile ieșite în afară, adică mergi cu o mașină. Da. Știi? E ceva. E ceva haos. Și mai ciudat atât a fost faptul că... toată cultura asta de hot rod a fost generată de un Ford din 32-33, da, care se regăsește foarte mult în mașina asta. Ford este alt concern american în concurență mare cu, da, cu Chrysler. Da. Cum au făcut treaba asta și ca și imagine? Pentru că atunci s-a pus mult, foarte mult amprenul. Cum ați lansat o mașină care seamănă cu un Ford din 32, voi fiind Chrysler? Chrysler, da. E, toată asta a fost generată de Chip Foose și el era la vogă atunci, acest designer. Și cred că a avut ceva de spus în conducerea companiei Chrysler ca să lanseze mașina asta. Ca să-i dea și un motiv de lansare așa, au vrut să fie un statement pentru o nouă generație de fabricație folosind aluminiu. Chestie care în 1999 nu prea exista. Nu se făceau. Acum toate au capote din aluminiu, există există acest procedeu și este destul de bine pus la punct. La vremea respectivă nu exista. Și în consecință au făcut o mașină complet din aluminiu. Asta. Care s-a vrut concept, nu a vrut nimeni să o lanseze. A vrut să arate că se poate și să cerceteze cum ar putea pune în producție chestiile astea. În consecință e o mașină care cântărește 1250 de kilograme. Ceea ce e, pentru vremea aia, este foarte puțin. Și... toate componentele care ar trebui să fie din oțel, din aluminiu. Șasiu din aluminiu, suspensie din aluminiu, discurile, bine, în afară de partea efectivă a discului pe care calcă plăcuța, butucul discului este din aluminiu. Chestia asta a inventat-o BMW-ul după 10 ani. Ca să scadă masa efectivă a rotației componentelor din zona respectivă. Da, multe, multe chestii care au fost, ca să zic așa, leitmotivul pentru care a fost lansată mașina. Faptul că a ajuns în producție, iarăși mă repet, toată lumea a fost absolut... A fost condamnat la vremea respectivă motorul ei. Are un motor de 3.6, de 3.5, un V6 de 3.5, luat de pe un Chrysler 300C. A fost criticat. Sau vreo dubiță. Exact, probabil. A fost criticat la vremea respectivă că nu s-a pus un V8 în ea, că ar fi meritat un V8, pentru că așa e concepția mașinii și un hot road trebuie să aibă un V8, trebuie să sune, trebuie să așa. Revenind la faptul că atunci Chrysler făcea niște oribilități, singurul V8 disponibil era unul rămas de prin anii 80 și prin anii 80 au fost niște cadaunuri din cauza prețului benzinei și așa mai departe și un V8 din ăla avea 150 de cai, 160 de cai, cântărea 300 de kg și da, și ținea o viață într-adevăr, dar nu s-ar fi regăsit pe asta. Da. Și n-au vrut să inventeze un motor pentru ea. Nici nu știau că o să o lanseze. Au vrut să-i pună ceva acolo care să reitinereze ideea folosirii aluminiului. Și singurul motor care l-aveau cu bloc din aluminiu a fost acest 3.5 V6, care totuși l-au făcut să aibă 254 de cai. Poate acum apare puțin. Acum orice GTI... Da, așa e, da, nu. Dar la vremea respectivă se trebuie să... Se mișcă mașina, da, cu 250 de cai, îți dai seama, se mișcă, are 1200 de chile, da, n-are cum să vremea... se miște și nu cred că cineva o cumpără să meargă cu ea pe circuit. Să corect, facă performanță, nici n-a, știi, nici n-a vrut să fie de așa natură și în contextul respectiv trebuie să te gândești că în 1999, nu știu, M3-ul avea 286 de cai. Corect. Adică nu era, era chiar ok. Da. Pe hârtie toate lucrurile arătau ok, mașina făcea 105.9. Nu știu, M3-ul făcea în 6.1. Da. Există filmulețe în care s-au pus și în paralel, sunt acolo. Da. Adică dacă... Așa. Ce a dat-o pe ea înapoi la momentul respectiv și poate și acum a fost faptul că au împerecheat motorul ăsta cu o transmisie automată. O transmisie automată americană din 1999. Nu știu, dacă cineva s-a suit pe o mașină, probabil, 4 trepte, care sunt de fapt 3 trepte cu un overdrive de autostradă.
Nu, nu. Adică, ok, merge, dar nu, nu știu, nu face... O să avem POV. O să avem POV la mașina asta, o să vedeți. Ar fi meritat o transmisie automată. N-au putut să, o transmisie manuală. N-au putut să facă treaba asta pentru că, fiind o mașină concept și au vrut să o facă perfectă, cu distribuție 50%, 50%, au pus cutia în spate. Deci cutia este transaxel, motorul este față, cutia în spate, sunt unite printr-un torque tube, se cheia eu, și au găsit o cutie care puteau să o pună în spate. Una manuală n-ar fi putut, și, sau mă rog, probabil că necesita mai multă muncă, mai multă muncă, altă investiție, nebunie. Da. Și oricum oamenii vor automat. Da. La plimbare, la tot ce vrei, da. Tu e mai comodă. Nu. La vremea respectivă, cred că asta a fost și targetul, pentru că dacă s-au gândit să o vândă, au zis, mă, cine o să cumpere mașina asta? Că nu o să cumpere niște puștani. Nu vrea să-i dea linii uite, exact, să-l exact, căpăcii, exact. Să facă drift sau așa. O să cumpere un... Și de plimbare. Da, unii din curentul ăsta de hot rod. Da, da, da. Și mă sigur, sunt și eu pe niște grupuri de Facebook, îți dai seama, să mai văd una alta despre ele. Și cum funcționează? Nu, toată lumea are 70 de ani, adică... Da, nu. Cam ăștia sunt clienții. Cam ăștia, da. Au fost clienții pentru mașina asta. Exact ce discutam noi, fiecare generație are niște mașini pe care exact, le vrea... Exact, cu care le-a avut în urmă. Da, vorba oamenilor mai... au rezonat. Au rezonat, da, exact. Să știi că așa s-a întâmplat. Da, și ăștia au fost clienții pentru care s-a vândut mașina atunci. Majoritatea încă le au. Nu există mașini din astea cu, nu știu, cu 30.000 de kilometri, cu 40.000 de kilometri. Toate sunt undeva merse. Sub 20.000 de kilometri. A, nu sunt merse. Nu sunt merse, da. Le-au luat și le-au ținut. Poate nici nu prea poți să mergi cu ea, nici nu știu ce să zic. Da, da. Adică trebuie să fii puțin masochist să îți faci o mașină de zi cu zi din asta. Nu se poate. Nu te ajută cu... Poate fac întâlniri, se duc la evenimente, fac și o să iei pe platformă și o aduc, o depozitează acolo. Dacă noi la 40 de ani nu mai avem răbdarea necesară să ne mai chinuim cu niște mașini modificate, îți dai seama la 70 de ani câtă răbdare mai are omul ăla să se chinuie cu o mașină. Clar, nu, clar, e clar că nu mai are răbdare și nici nu are de ce și confortul și așa mai departe. La ce preț ajunge mașina asta acum, oare? N-am nici cea mai vagă idee, adică dacă îmi zici 60.000 sau 100.000, eu te cred. Încep de la 30.000 și se termină pe la 50.000 în funcție de kilometri și dacă vine cu rulotă și dacă... Uh-huh. Ca idee, rulota se pare costă 10.000. Este incredibil, pentru că sunt foarte puține. Asta a fost și matching numbers, dacă ați auzit asta, sună frumos matching numbers așa. Crește prețul. Da, crește prețul automat. Pentru niște mașini de colecție contează foarte mult ca mașina să fie matching number cu motor, cutie și așa, adică... Să fie aia toată care ieși din fabrică. Dacă se schimbă vopsea, motorizări, piese și așa mai departe pe o mașină, își pierde din valoare. E normal ce se întâmplă. Nu știu, vreau să te întreb de utilizare. Ei, bănuiesc că nu o utilizezi. Adică nu ai făcut drumuri cu ea lungi sau chestii de genul ăsta. În afară de 3250 de kilometri din Estonia până aici? Ok. Așa? Nu, alt drum mai lung decât ăsta nu. Dar ți-am spus, de acolo am luat-o reticent. Am zis, mă, o să o iau și acum ce facem? Ne întoarcem cu ea pe roți? Pentru că pentru platformă mi s-au cerut niște prețuri care, gen pentru două mașini, că avea și rulotă. Și facem și noi o plimbare așa prin Europa. Și cum? Dar chiar a mers, adică în afară că, nu știu, a rămas fără baterie. Are pilot automat? La un moment dat. Are pilot automat. Ce mai vrei? Cutia automată, consumă decent. Are un rezervor foarte mic, asta e singurul ei dezavantaj, a 41 de litri. Eu am crezut că consumă enorm când am văzut cum scade. Da, da, da. Asta nu mă informasem că rezervorul are 41 de litri. Adică, da, a mers. Jumătate de Europa a funcționat. Ce modificări ai adus tu? Pentru că ea vine cu bări în față, vine cu mai multe elemente care sunt necesare pentru ca mașina să fie street legal din fabrică. Adică, na. Și mai ales în America, dacă țineți minte toate mașinile europene care au ajuns în America, BMW-uri, Mercedes-uri sau așa, aveau niște bări exacerbate în față, foarte mari. Așa se cerea la vremea respectivă. Cum arată mașina acum este cum a conceput-o Chipfus și cum am văzut-o eu în poză. După aceea au trebuit să-i adauge niște bări, evident, în față și în spate, ca să fie street legal. Ce am făcut noi, ne-am chinuit să o aducem cum a fost concept. Și în varianta asta a fost concept. O să, nu știu, poate când o să vedeți pozele o să vă dați seama de schimbări. Sunt subtile, dar există. O fac mai hot rod decât da, bine, ea, mod normal, așa ar trebui să arate. Așa ar fi trebuit mașina, să arate, așa da. Ar fi fost frumoasă, știi? Dar prototipul așa a fost. Dar, na, pentru că sunt niște reglementări și o să mai vorbim despre asta, trebuie să ai niște bare de protecție, niște
semnale, niște... Unde sunt semnalele, mă, de pe... Ale, sunt alea trecute albe. Acolo, da. Da, 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 am înțeles că semnalizatoarele erau în bări. În bări, exact. Sunt schimbate, văd că au niște capaci acolo, probabil, unde venea prinderea bării. Exact, exact. Un capac. Foarte tare treaba asta cu aripa mașinii, care îmbracă roata și se mișcă în timp ce virezi și o să o vedeți de la volan. E o senzație tare, din punctul meu de vedere. Mașina arată wow, probabil că reacțiile oamenilor pe stradă sunt... Na. Da, adică... cred că dacă o vezi de la depărtare nu înțelegi ce vine. Da, 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 da. Din față arată și mai ales cu roțile, cu roțile ieșite așa în afară. Altă chestie tehnică, așa, că mi-am adus aminte faptul ăsta cu... ai spus de roțile ieșite în afară, este concepția suspensiei ca să funcționeze așa. A fost luată de pe un indicar cu care concurau ei, pentru că vă imaginați cam cum funcționează o suspensie în mod normal. Amortizorul este prins de basculă, vertical, da? Și așa face basculă. Nu mai avem aici în ce să fie prins amortizorul sus în oală, da? Nu există. Și este prins de șasiu printr-o suspensie care se cheamă push rod. În loc să funcționeze așa, amortizorul sunt puse așa și amortizorul face o pârghie, face o pârghie care e prinsă de basculă. Acum e folosită de multe supercaruri treaba asta. Ca să fie centru de greutate jos. Nu ai de unde să prinzi amortizorul pentru că ridici botul mașinii, da, da, da. Îl prinzi așa, nu știu, Pagani, Koenigsegg, Rahaturi. Pe vremea aia nu exista asta. Deci nu exista. Da, cel puțin, da. Pentru o mașină de serie nu exista. Da. Și au luat-o de pe o mașină de indicar atunci, suspensia asta. Nu e chiar cea mai confortabilă suspensie, evident, dar au putut să facă o soluție ca să mute roata în afară și să se vadă în afara caroseriei, se vadă așa, exact. Oare ce mașini mai sunt care au roțile în afară? Nu mai exista? Curios. Dacă știți mașini care au roțile în afara caroseriei de fabrică, dați-ne un coment pe YouTube. Mai învățăm și noi lucruri noi, că nu ne-am născut învățați. Dacă există. Dacă nu există, nu există. Da, mie ți-am spus, mașina de când o știu, de când a apărut, am văzut și prin oraș, pe la noi, nu știu, au fost, au plecat. Au fost la vremea respectivă, da, da. Băi, mașina este wow. Este wow, cu siguranță are minusurile ei, că never meet your heroes, știi? Adică absolut, o vezi absolut. La Cipfuz, o vezi pe Discovery, o vezi parbrizul, nu știu ce ți-am zis, citeam pe internet că mulți spun că, domnule, vibrează parbrizul, că mergi. Da. Sunt... O, da. Da. Na. Multe, multe chestii poți să le adune seama... așa, dar cred că fiecare mașină cu care... De asta, un halo car din ăsta care ai divinizat-o când erai mic, în mod sigur, când te sui în ea și începi să o folosești, descoperi minusuri. Oamenii, asta e clar. Oamenii se așteaptă, știi, când văd așa ceva, zic, e, totul e perfect. Da, da, totul exact, este exact. Perfect. Nu e totul perfect, pentru că mașina asta e făcută din bucăți. Adică, la ce mod? Oamenii n-au putut să construiască și cred că nici nu renta nu să renta, construiască clar. Piese special pentru modelul ăsta. Și atunci au luat mânerele de deschis ușile din interior de la Dodge Viper, gurile de ventilație de la, iarăși, dubița Chrysler, castofonul de la nu știu care, bordul, ceasul, adică e foarte complicat să faci niște matrițe și niște piese și niște contracte cu niște fabrici care să-ți producă anumite repere pe o mașină care e de nișă. Adică nu pot să-mi spui că și-au luat toate mămicile și toți absolut. Oamenii din America, hai să luăm prowlerul ăsta, că uite ce mișto e și ce utilă e, n-avem portbagaj, dar mai luăm o remorcă și ne descurcăm. Nu, sub nicio formă, a fost o mașină de nișă, făcută ca un statement, înainte anilor ei și clar înainte anilor ei. Eu sunt de părere că nu se va învechi niciodată, nu pot să, nu știu, iau acum un puș de 14 ani, că și așa mă șochează, acum când am venit pe ușa unui Tiguan, scria Volkswagen Power, sau Power by Volkswagen, și a scris el, mă, cu un colan, adică, și era un copil, un băiat tânăr, așa, altul m-a întrebat de Silvia dacă e diesel, deci de asta spun, nu așa, nu aș pune baza în ei că sunt foarte pasionați de mașini, poate au alte pasiuni, alte targeturi. Dar dacă i-aș spune că este făcută ieri, 80% da, m-ar crede că mașina este produsă ieri. Adică tot începe salonul auto acum, dacă o duci la salonul auto și pui an de fabricație 2021, sunt ferm convins că... Chiar par un prototip din 2021. Da, 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 exact. Sunt ferm convins că nimeni nu va spune că nu e. Sau, na, oamenii mai puțin cunoscători. Nu cred că se va învechi niciodată mașina asta. Cred că întotdeauna va fi o apariție în momentul în care o vezi pe stradă.
Sper că ați văzut toate șmecheriile și butonul de deschis portbagajul și capotatul și bateria unde se află și motorizarea cum e pusă și toate brațele de suspensie, că îl pun pe Marius la treabă acum după ce vorbim noi aici să ia detalii. O să vedem, o să vedem și un material Q&A pentru mașina asta, adică întrebările voastre puse pe pagina noastră de Instagram. Noi de fiecare dată când filmăm un episod punem acolo mașina pe story și voi puteți să întrebați proprietarul ce vreți voi, cât consumă, cât nu consumă, are gaz, are benzină, are, nu știu, habar n-am. Ce vă interesează pe voi despre mașina asta? Am văzut niște întrebări care întreabă ce mașină e. Deci nu e nicio problemă, vă spunem și ce mașină este. Și o să vedem și material POV filmat cu camera ca să vedeți senzația din mașina asta, cum se vede la volan, cum se aude, cum ați fi voi acolo în poveste. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare util, vi se pare interesant, amuzant, nu știu, ce vreți voi, share, like și subscribe. Este foarte important pentru noi subscribe-ul, să ajungem și noi la 100.000 de followeri până la sfârșitul anului 2000. N-ajungem, nu? Asta zicem de vreo 2 ani, că până la sfârșitul anului ajungem la 100.000. Dar poate anul ăsta, poate anul ăsta ajungem. Ok, eu mă încălzesc cu ideea că ăștia 88.000 sunt toți ăia pasionați care mă... 89? 91.000. Ăștia sunt toți ăia din România pasionați pe care îi avem și cu ei defilăm. Restul nu ne interesează, mai sunt și alte canale. Mergeți acolo că e mai frumos.